Daniel Brata, la a doua ediție a stagiului național de pregătire Daniel Brata. Iată, te prezent din nou la Baia Mare, de data aceasta cu un alt mare sportiv, la fel ca și tine. Primul medaliat olimpic al Republicii Moldova, Denis Vieru. Câteva cuvinte despre acest stagiu și cum vezi tu evoluția judoului românesc la momentul actual? Bună ziua! În primul rând, aș dori să mulțumesc Consiliului Local pentru suportul acordat, pentru a putea ține acest stagiu. În schimbare cu, adică în partea bună față de anul trecut, e că sunt un pic mai mulți sportivi, avem niște invitați, ca și cum ai spus, despre Denis Vieru, care este proaspăt medaliat, avem pe Florin Bercean, care este vicepreședintele Federației Române de Judo, toată lumea știe despre el, rezultatele care le-a avut în trecut în Ventele, un antrenor foarte bun. Sincer să vă zic, referitor la viitorul judoului românesc, nu am încredere că se va putea schimba ceva. Ideea e că trebuie să fie, toată țara să fie unită, să muncească împreună, antrenorii sportivi, pentru că altfel nu există nicio șansă. Totul depinde de muncă, e nevoie de bază de selecție mare, încă o dată precizez, părinții, mi-aș dori cât mai mulți părinți să-și îndrume copiii spre judo, pentru că altfel nu putem, nu putem face de față. În momentul de față sunt foarte puțini judocani, inclusiv la campionatele naționale de senori. Am vorbit cu niște mulți colegi de-a mei, au ajuns să fie câte 7-8 sportivi pe categorie, ceea ce e foarte, foarte puțin. Foarte multă lume știe că ești participat la două, la două ediții a Jocurilor Olimpice, Beijing și Londra. În momentul de față putem vorbi despre tine ca fiind un influencer în judo, pe lângă partea de pregătire, pentru că iată și Baia Mare dă deja sportivi care ne reprezintă la nivel de campionat european. Să zicem că da, poate, dar în același timp nu e nevoie de mult mai mult sportivi pentru a face selecția necesară. Vă dați seama, ca să poți să ajungi la campionate europene, mondiale, olimpiadă, sunt nevoie de niște calități. Bun. Noi deocamdată, nu eu în special, colegii, foștii mei colegi, cei care conduc asociația, Academia de Vânt de Judo Baia Mare, cu CSM Baia Mare, antrenorii care sunt, muncesc cu ce au. Dar dacă ar putea să fie tot mai, cu fiecare an, să vină cât mai mulți copii și așa, selecția ar fi mult mai mare și atunci putem să avem o șansă. Deocamdată, în momentul de față, părerea mea, suntem un pic în urmă față de restul țării. Încet, încet, crezi că se fac bani și la se fac pași și la nivelul colaborării cu țările vecine? Pentru că, iată, un prim pas, aducerea lui Vieru la Baia Mare, în România. Chestia asta e o nouă modă, din ce am observat eu, nu doar aici, nu doar în Baia Mare, se întâmplă cam peste tot. Sportivii cu rezultate excepționale sunt contactați pentru a ține 2-3 antrenamente, aș arăta un pic din tehnicile lor preferate, ceea ce ajută foarte mult copiii să înțeleagă despre ce este, să înțeleagă ce este de fapt judo. Au un model în față care îl pot urma. În schimb, referitor la contactele cu alte țări, am observat că Alin, în ultima perioadă, a participat pe la stagii prin Ungaria, prin Bulgaria, cam peste tot un schimb de experiențe, ceea ce e foarte bun, e foarte bine pentru judo. Daniel, îți mulțumesc mult, succes și multă sănătate. Frumos, sănătate. Denis Vieru, ești primul medaliat olimpic al Republicii Moldova la judo la categoria 66 de kilograme și primul medaliat din judoul Republicii Moldova la judo. Iată, te prezent alături de prietenul tău, Daniel Brata, la un stagiu național de pregătire la Baia Mare. Înainte de toate, cum simți judoul de aici după două zile de pregătire în acest stagiu?
Mă simt destul de bine, îmi place foarte mult, e o mulțime de lume care îi place și adoră sportul, însuși judo, și este o motivație pentru copilași însuși să fiu ca model, este și o onoare, pentru că judo este mai mult ca un sport, dezvoltă foarte multe calități și te face să progresezi zi de zi, an de an. Și chiar familia judo se simte la nivel internațional, la nivel mondial, ca o mare, mare familie. Având atâtea medalii la campionate europene și mondiale și având și un trecut la Jocurile Olimpice din 2021 de la Tokyo, unde ai obținut un loc nou, este surprinzătoare această medalie de bronz a ta la Paris 2024? Cumva era în așteptare, într-o așteptare plăcută, dar și grea, pentru că multă lume mă susține și și-a dorit această medalie. Este dedicată a unei țări întregi, a unei națiuni, a multor oameni care au fost alături de mine și au contribuit cu multe chestii. De asta și cumva îi ador, îi respect și mare parte îi dedic lor. Pentru că neavând o echipă puternică, nu ai cum să aduci asemenea rezultate puternice. Asta mereu așa a fost. Ai fost deschizătorul de medalii olimpice al Republicii Moldova, care a reușit 4 sau 5 medalii, cu un lot oarecum restrâns, 26 de sportivi. Da, s-a făcut istorie și mă bucur acest fapt, pentru că suntem un popor, cum cred eu, foarte puternic și răbdător. Asta a fost pe toate timpurile. Plus asta, sper să se mai aducă așa rezultate, doar că o să fie foarte dificil. Acest an a fost chiar unul foarte important pentru Republica Moldova, cu așa medalii, cu așa un număr de medalii. Niciodată n-a mai fost și sperăm la mult, la mai mult și la mai mare. Să bucurăm o lume, publicul și multă lume dragă care ne susține mereu. Despre adversarii tăi de la Paris, ce ne poți spune? Pentru că ai întâlnit un finlandez, ai reușit un ipon cu sârbul în sferturi, ai pierdut la mare luptă meciul cu un japonez, Abe Ifumi, în semifinale, cel care avea să devină campion olimpic, și te-a impus în finala mică față unui francez, idolul gazdelor. Deci, să vă zic sincer, orice sportiv este foarte pregătit din tot considerentul la cuvântului la Jocurile Olimpice. Unica chestie poate depinde de mental. Însuși, e o chestie psihologică, deci. Plus la asta, este o competiție mai deosebită față de restul. Deci, odată în 4 ani, totuși, sunt emoții mari. Și cumva, foarte multă lume asta apreciază, înțelege și focusul e prea, prea mare. Și mare parte din oamenii nu poate să se controleze emoțional cei de azi. Sunt foarte bucuros că mi s-au reușit. Și plus la asta, sfătui oamenii să fie îndrăzneți, curajoși și mental foarte, foarte puternici. O primă medalie olimpică obținută la 28 de ani. Crezi că va urma și alte jocuri olimpice pentru tine? Cu siguranță. Eu mi-am promis și mă dedic încă 4 ani la maxim. Asta am spus-o și înainte de Jocurile Olimpice de la Paris. Îmi doresc foarte mult să ajung și pe treptele altor podiumuri. Nu contează Jocurile Olimpice, campionatele europene sau mondiale sau turnee. Deci o să primesc plăcere maximă din proces. Am o vârstă frumoasă, am abia 28 de ani și un potențial foarte mare. Și în viitor o să fac lucruri frumoase, ce pentru judo național, atât și internațional. Din momentul acesta vei rămâne și un influencer în judo, pentru că iată încet încet particip la parteneriate cu România și alte țări. Cu siguranță, asta este și scopul, să creștem tânăra generație, să o motivăm și să învățăm, să păstrăm tradițiile frumoase, pentru că micuții este viitorul nostru. Denis, îți mulțumesc, mult succes și încă o dată felicitări pentru medalia obținută la Jocurile Olimpice de la Paris. Mersi, cu drag. Sucioana Maria, o componentă a clubului Academiei de Judo Baia Mare. Iată-te de 7 ani în lumea judoului. De ce judo și nu handbal, volei sau alte sporturi? La început am practicat și handbal și am venit după fratele meu deja făcea judo. Am venit la un antrenament și m-a văzut antrenorul bol și a zis, uite, nu vrei să începi și tu? Hai că o să te distrezi copii, o să fie frumos. Și
tatăl meu era, se simțea urât singur și m-a trimis mama să stau cu el, adică să am grijă de el, pentru că el era mai năzdrăvat de mine. În cei 7 ani de judo ai reușit să te încununi cu titlul de campioană națională, însă anul acesta ai făcut pasul spre campionatele europene. Da, anul acesta am ieșit campionat național la vârsta de sub 25 de ani. Iar după am participat la campionatele europene de judo de la Sofia. A fost greu să ajung, adică ca să ajung la campionatul european, trebuie un loc în afară. Desigur, nu e ușor, trebuie să muncești. Prezența a doi medaliați olimpici, Daniel Brata și Denis Vieru, medaliați olimpici, te stimulează și te ajută să te gândești la o participare la Jocurile Olimpice? Da, cu siguranță. Îmi doresc mult să particip la Jocurile Olimpice și mai ales să iau medalie. Acesta ar fi scopul final. Chiar văzându-i pe ei și văzând că pot să facă toate aceste lucruri, mă ambiționează și pe mine și îmi dau încredere că o să fie bine și că, cu siguranță, aș putea și eu. Îți mulțumesc și multă sănătate! Și eu mulțumesc! Domnule Florin Berceanu, iată vă prezent la Baia Mare, în sala de sport a Colegiului Economic Nicolae Titulescu, alături de doi oameni importanți din judoul mondial, Daniel Brata și recent medaliatul olimpic cu bronz al Republicii Moldova, Denis Vieru, într-un stagiu interesant de pregătire național al judoca. Dumneavoastră sunteți, cred, și cel mai emblematic antrenor de judo din România, actualmente vicepreședinte al federației. Cum comentați prezența și acest moment? În primul rând, mă bucur că domnul profesor Bogdan Alin reușește, uite, pentru a doua oară să adune în acest frumos oraș, care cu mine mă leagă sentimental niște amintiri și niște trăiri fenomenale. Mă bucur că a reușit să aducă două personalități ale judoului internațional, unul chiar din Baia Mare, pe domnul Brata, și recentul medaliat de la Jocurile Olimpice, Denis Vieru, și a reușit să adune peste, zic eu, 150 de copii la un stagiu foarte reușit. Și eu doresc din inimă și totodată îi fericit pe cei care îi susțin ca această activitate să continue și să fie și este extraordinar de benefică pentru tinerii copii, pentru tinerii judoca, până la urmă și pentru noi, pentru antrenori, pentru părinți. Practic, acești doi mari campioni le pot orienta viitorul acestor tineri judoca. Din calitate de oficial al Federației Române de Judo, credeți că România va mai putea aduce într-un viitor nu foarte îndepărtat medalii pe acest palier? Sunt convins. Este foarte greu să astăzi, datorită concurenței senzațional de mari de la judo, să mai poți lua o medalie. E greu să iei medalie și la Balcaniadă, la europene, foarte greu, la mondiale, e extraordinar de greu, iar la Jocurile Olimpice trebuie să ai o putere senzațională și bani foarte mulți ca să te califici. Eu trăiesc cu speranța că trece printr-un moment greu, dar care se poate îmbunătăți. Noi avem o generație senzațional de bună și numeroasă de băieți, care sunt foarte tineri, între 19, 18 și 23 de ani, foarte buni, care vor bate la porțile afirmării la Olimpiada la Los Angeles. Și la feminin avem câteva fetițe, dar cum este tradiția, avem 2-3 fetițe la 2-3 categorii. La băieți stă mult mai bine și sunt foarte încrezător în viitor. Care a fost totuși rețeta de succes a lui Florin Berceanu pentru a duce medalii României prin sportivii pe care i-a antrenat? Pentru că ați avut și la fete și la băieți. Disciplina, ordinea, foarte multă muncă și n-am făcut niciun pact cu nimeni.
atunci cu sportivii. De-aia probabil nu mă iubește nimeni. Când vrei să faci performanță, nu faci pact, poate cu Dumnezeu. În rest, te rogi ca sportivii să fie serioși, sănătoși și familiile să-i lase în pace. Și atunci, formula doar trebuie să o aplici. Iar eu am găsit formula aia, care era multă muncă, foarte multă disciplină și m-am ocupat foarte serios de copii. Toți cei care au făcut judo cu mine s-au realizat în viață. Problema acum este să și recunoască. Credeți că, deși considerați că nu sunteți iubit, totuși sunteți un om extrem de recunoscut și respectat în lumea judoului? Și recunoștința cred că vine în primul rând de la sportivii pe care ați. Până la urmă, știi, vorbim de recunoștință, vorbim de educație. Da, sunt un antrenor fericit, că mi-am îndeplinit toate obiectivele, am luat medalii la toate competițiile din lume, o singură medalie îmi lipsește, cea de aur la mondial. Am luat 74 de medalii cu lot olimpic la europene, mondiale și jocurile olimpice și am luat peste 450 de medalii la Grand Slam-uri, Grand Prix și cupe mondiale. Puțin, mult, istoria o să spună. Domnule Berceanu, vă mulțumesc, mult succes și vă așteptăm cu drag în Baia Mare. Să fim cu toții sănătoși, să ne vedem cu bine. Multă sănătate! Eugen, care tăria de caracter v-a făcut să învingeți în toate cele trei partide campioană antită Dinamo, asigurându-vă o semifinală pe propriul teren, o semifinală pe care ați condus-o? Da, e de felicitat efortul băieților și atitudinea lor care au avut-o astăzi. Felicitări au dovedit că au caracter și au o inimă mare, pentru că știam că e nevoie de sacrificiu și de efort astăzi. Am avut probleme medicale dinainte de meci. În dimineața meciului sunt mulți jucători care nu s-au antrenat săptămâna asta decât un antrenament sau două și știam că vom suferi și poate și de asta n-a fost cel mai spectaculos meci. Cel mai probabil vei juca cu Timișoara, formația care v-a învins în ambele partide din campionat, însă finala e finală, a 15-a consecutivă. Da, e diferit. Ce a fost în campionat, a fost în campionat. Vom vedea cu cine vom juca. Deodată să așteptăm celelalte semifinale de la ora 17 și după aceea de luni începem să pregătim finalul. Cât de important a fost că ați intrat la pauză cu un avantaj de un eseu transformat? Foarte mental, a fost foarte important pentru că a marcat la ultima fază și un eseu foarte, foarte frumos. Și e bine când marci la ultima fază din prima repriză pentru că ai un alt accident și 7 puncte s-au dovedit foarte hotărătoare în economia rezultatului. Dani, astăzi omul meciului. Da, mă bucur pentru el, are calități, mai are nevoie de timp, dar s-a integrat foarte, foarte repede în angrenajul echipei noastre și e un jucător cu potențial. Vă mulțumesc și multă baftă! Domnule Demici, o semifinală grea astăzi la Baia Mare, însă, iată, reușiți să vă asigurați o finală mică în care clar porniți ca favoriți. Da, este clar pentru noi o mare dezamăgire. Am venit destul de pregătiți aici și, din păcate, ne-am întrecut în greșeli. Și este clar numai vina noastră și a jucătorilor. Așa cum de fiecare dată când am câștigat, am fost alături de ei, i-am felicitat. De data asta purtăm povara înfrângerii, trebuie să felicităm echipa din Baia Mare și trebuie să fim fair play pentru că au meritat și au fost mai bune astăzi ca noi. A fost anul acesta pentru dumneavoastră Baia Mare un complex în condițiile în care cu două victorii, cu două înfrângeri în campionat, practic v-ați pierdut dreptul de a juca o semifinală acasă. Da, am sperat până în ultima etapă că se va întâmpla ceva și vom putea să jucăm acasă, dar nu ne dea garanția că putem câștiga și acasă. Se putea întâmpla orice, acesta este sportul, există un învins și un învingător. Iarăși, din păcate, noi am fost astăzi cei care am pierdut. Steaua, un adversar care nu cred că vă va pune probleme. Nu trebuie să gândim așa, Steaua este o echipă bună care joacă, Steaua este imprevizibilă, este un duel între cele două mari cluburi ale României și știm cu toții că în momentul în care se joacă chiar și o finală mică se nasc orgolii mari și atunci rezultatul poate fi oricare. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumesc, succes și băi mari în finală! Paul Popa,
felicitări pentru semifinalul de astăzi, iar dacă personal mă așteptam să fii din nou omul meciului, pentru că ai 10 reușite dintr-un total de 20, iată-te din nou un om decisiv într-o semifinală cu Dinamo. Da, mulțumim tare mult. Contează mai puțin cine e omul meciului, cine e omul meciului, cine e de meci. Important e că am câștigat această semifinală, ne duce în finală pentru 15 ore consecutiv. Ne bucurăm tare mult și mergem la București ca să câștigăm campionatul. Deși nu s-a jucat cealaltă semifinală, pe cine preferi Timișoara punind totuși ca favorită? Nu avem nicio preferință deocamdată. Mergem în finală să jucăm indiferent de adversar. Cu siguranță o să fie o finală destul de disputată și de grea. Unde crezi că s-a făcut astăzi diferența și unde veți încerca să faceți diferența săptămâna viitoare? Cred că am avut o apărare bună astăzi, am știut să organizăm mai mult, să stăm mai organizați în apărare, să fim mai controlat și s-a văzut asta la finală. Îți mulțumesc și încă o dată felicitări! Mulțumesc! Romica Buia, un debut cu dreptul în campionat, un 5-0 care vă scutește de orice griji, un 5-0, practic o victorie asigurată încă de la pauză, 2-0. Da, a fost un meci care ne-a făcut noi, ne-a făcut ușor după acel eșec cu Vâlcea. E bine că băieții și-au revenit, au fost și niște schimbări în echipă care s-au dovedit a fi câștigătoare. Asta ne arată că avem un lot competitiv și sperăm să avem și o victorie la Sighet, deși, cum ați văzut, este foarte greu, echipă bună și Sighetul. Am jucat și pe ei în cupă și acest scor care l-au realizat și ei în prima etapă. Așteaptă un meci dificil, deja ne gândim la meciul cu Sighetul. Un 9-1 reușit de Sighet, dar care nu cred că vă sperie, pentru că în cupă ați reușit să-i învingeți. Da, am jucat foarte bine în acel meci de acasă, dar cred că își vor lua și măsuri, să vedem, să găsim o formulă foarte bună, pentru că au fost mulți jucători care au jucat foarte mult în aceste meciuri. Sperăm să găsim, au ferit să găsească o formulă câștigătoare, pentru că s-a dovedit și azi că cei care au intrat și-au făcut pe deplin datoria. Patru modificări care v-au permis să odihniți pe un Rafa Stănescu sau Paul Batin. Da, au fost niște schimbări benefice, deși puteam să mai odihnim și pe Alex, pe Dulca, care a jucat aproape toate meciurile, dar este bine că toți jucătorii care au intrat și au făcut treaba, au și înscris, Ciubăngan, Alex Pop, și au făcut datoria. Și e bine că am tranșat meciul din prima repriză, nu am mai făcut griji, iar repriza a doua a fost un joc foarte bun, ofensiv. Contra candidatele echipei Minaur la play-off sunt cam aceleași de anul trecut, CSM Olimpia, CSM Zalău și CSM Sighet Mamaţi. Cum vezi desfășurarea sezonului în care am intrat și șansele la play-off? Eu sperăm să mergem din victorie în victorie și să vedem la sfârșitul turnului cum ne vom clasa, sperăm să ne clasăm în primele patru, play-off este foarte important, nu? Să ajungem acolo și după aceea vom mai vedea din iarnă acolo ce va mai fi. Dar este prima etapă, este doar un pas. Sperăm să facem fiecare pas cu dreptul și să mergem din victorie în victorie. Trei contracandidate puternice, cum zicea și colegul meu, însă de departe voi aveți la nivel individual cel mai valoros loc. Da. Stăm puțin mai slab așa pe linia de fund, așa să zic, că Achim nu prea are experiență, dar bineînțeles că vor intra și Denis Ispas, care a fost suspendat, nu? A luat cartonaș roșu. Deci toți cei care intră sperăm să-și facă treaba. Bineînțeles, aceleași candidate, Satu Mare, înțeles că a pierdut. Era bine un plecat, să zic așa, dar mergem înainte. Noi ne gândim doar la etapa următoare, cu cine vom juca. Așa, teoretic, avem și un culoar destul de bun, cu echipe care pot fi bătute. Dar niciun meci nu este ca altul, deci trebuie să mergem doar la victorie. Îți mulțumim!